Mă aflu în fața scării de bloc în care aseară în jurul orei 11 a fost găsită o fetiță nou-născută de doar 5 zile, abandonată într-un scaun auto. Fetița a fost găsită de o tânără de 20 de ani care a alertat imediat poliția. Până târziu în noapte, autoritățile au făcut investigații și încearcă acum să afle cine este mama care a făcut acest gest. Vecinii nu cunosc, din păcate, nimic despre acest caz, nu au sesizat copilul în scară. Aceștia au spus că doar au observat polițiști care au făcut investigații la fața locului până târziu în noapte, chiar și la 1 dimineața. Bebelușul a fost găsit de Bianca, o tânără locatară de 20 de ani, care a realizat că nou-născuta de numai 5 zile a fost lăsată de izbeliște. Am găsit aseară la ora 22:55 un bebeluș exact aici în scară. Stătea sărac cu frig, tremura, plângea, nu știam ce să fac, am sunat la 112. Au venit poliția și ambulanța și l-au preluat și am aflat ulterior că este într-o stare bună copilul acum. Cum ți-ai dat seama că este abandonat? În momentul în care am intrat în scară și l-am văzut acolo, m-am uitat împrejur să văd dacă este cineva, nu era absolut nimeni, am bătut la vecini, nu a răspuns nimeni și atunci am decis să sun la 112. O idee, cine ar fi putut să-l lase acolo? Nu, pe scară chiar nu este nicio vecină însărcinată, chiar nu știu cine a putut să-l lase. Și nu avem, din păcate, nici camere de luat vederi să vedem cine l-a putut lăsa aici. Deci era într-un scaun auto, da? Da, da. Și părea să fie, eu știu, vorba de o familie săracă, o familie fără posibilități, adică scaunul acela era în bune condiții? Scaunul era în bune condiții, numai copilul era înfășat într-un cearșaf de pat. Acum, probabil, da, doar atât. Probabil l-a lăsat cineva care nu putea să aibă grijă de el în continuare. În acest moment, micuța se află în stare bună, în maternitatea din Râmnicu Vâlcea. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a o găsi pe mama bebelușului. La fața locului a fost chemat imediat și un echipaj al ambulanței, bebelușul fiind preluat și condus la o unitate spitalicească pentru acordarea din grijă medicale, iar în urma evaluării medicale s-a stabilit că acesta nu prezintă leziuni traumatice vizibile, starea generală fiind una bună. În momentul de față, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează cercetări, fiind întocmite în acest sens și un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, cercetările fiind efectuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea. În momentul de față se efectuează cercetări și verificări pentru stabilirea cu exactitatea situației de fapt și identificarea mamei nou-născutului. Tânăra care a găsit-o pe micuță dorește să fie la curent cu starea fetiței, care se pare că îi va purta numele. Ba mai mult, și-a manifestat dorința de a avea grijă de ea în continuare. O să încerc să aflu cât mai multe informații pentru că aș vrea să am grijă de el dacă se poate. Este și fetița, am aflat ulterior că este fetiță și îmi va purta numele aparent, ceea ce mă încântă foarte tare și chiar dacă am putut să-l salvez, vreau să știu în continuare ce se întâmplă.